Avem și calitate destul de bună. Da, avem echipă bună la Dinamo. Avem echipă bună. Și știi că mai rar, că dacă nu mă înșer, ne-au condus 1-0 sau 1-1. 1-0-1-1? Da. Pentru și dăduseră gol în deplasare, să mai dai după aceea 4 goluri echipe din Anglia, nu era, nu. Nu era ușor. N-a fost ușor. Și cel mai interesant a fost la meciul retur. Așa. Era... Pe Goodison Park. Goodison Park, da. Duncan Ferguson, atacantul lor. Scoțian, dacă nu știu. Și holul acela de la ei era foarte strâns așa, foarte îngust. Și ieșeam ambele echipe. Ultimul era Moții, Cosmin Moții. Și începuse Duncan Ferguson, come on guys, stădea cu pumn pe acolo, știi, să ne sperie. Moții galben la față, știi, băi, ce e mă cu tine, i-am zis. Zic, băi, trezește-te că ne mănâncă nimeni. Știi, stai bă, bratone, că n-am nimic, i-am dat puțină apă. Nu știu ce, țin minte și acum că i-am zis, da, l-am tras puțin pe mâini, că... Da, el avea și, da, fiind și blond, așa, avea o față mai... Îți dai face când o să citească acum? Nu, începe el să povestească de tine că erai alb la față. Nu. Dacă Ferguson a fost și antrenor, până să vină Ancelotti, l-a pus un pic la Everton. Păi și mi se pare că e secundul lui Ancelotti. Da, dar a fost principal. Și da, un meci foarte greu. Deci nu ne... Păi stai seama, ce, aveam 4 goluri avans și... Ne-am dus și ce, ne-au atacat în valuri și am câștigat 1-0, parcă, nu? Da. 1-0. Arteta, ții minte, Arteta. A jucat atunci, da, Arteta. A fost o accidentare, parcă, în da, meci. În meciul acela, ții minte, cu Pleșan. Pleșan, dar la o săritură la cap, i-a dat capul pe spate, așa, știi, la ce se învinețise la față. Da, a fost teribil atunci, m-am speriat Arteta, m-am speriat tare pentru că... Nu mai mișca, știi? Da, n-a vrut nici Mihăiță, s-a dus la cap, s-a dus sub el mai mult, nici Arteta nu l-a văzut și l-a prins moale. Dar și a revenit, uite, a ajuns bine. Bine, Arteta. Da, ai văzut la asta. Da. Și a rezultat. Cahill, Tim Cahill, da. Ce fotbalist australian. E incredibil, pierde o minge. Foarte. Nuno Valente, parcă. Gary Neville, nu? E cel mai bun meci european în care ai jucat. Păi cel mai bun și cred că a unei echipe românești împotriva unei echipe din Anglia. Ca și scor, da. Până la urmă. Poate rivalizează. Da, știi că am mai avut meciuri bune în cupe europene, doar că acesta a fost și cu victorie. Dacă și la Rapid atunci cu Anderlecht am dat gol. Ăla e un meci care o să rămână multă vreme. Pe creierul fanilor. Da, adică eram la pauză, eram calificați. Da, ce calificați. Adică nu le-am dat nicio șansă ăstora de la Anderlecht și după aia, după pauză, au făcut două schimbări. Company debutant, cred că avea 16 ani, să jucase două meciuri. Company, da, 17 ani. Păi ce, n-am trecut odată de el, fugeam. Ce alunecări, ce... Mă duceam mai spre stânga sau spre dreapta să le zic. Pentru că era foarte greu un duel unul contra unul să-l depășesc. Chiar dacă am dat gol după 16 de acolo, un șut. Dar era extrem de motivat, avea o maturitate fantastică. Păi prima dată am jucat aici, pe Arena Națională, știi? Diaman Oliu, da. Cum era atunci. A fost egal, nu? Aici. Da, egal. Da, ăla e un meci. Nu, a intrat Vihelson, dacă știi, suedezul, pauză și cu, nu mai știu, încă o schimbare au făcut ei. Și l-a băgat acolo, la Perge, parcă, în o viteză fantastică, două centrări, două goluri și aia nu mai știu cum. Cred că am luat în 12 minute, cred că am luat 3 goluri, sau 15 minute. O forjă așa, pe care n-am nu știam, zici că ne-a lovit trenul, știi? Da. A fost așa o senzație teribilă.